Bună seara! Avem ora 7 și eram pregătit să încep ca în fiecare seară în zile de lucru emisiunea Iată cu titlul Verde în față. Am propus chiar și o temă în grupul de comunicare al partidului. Am zis, oameni buni, iată, România a fost condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe cazul Laurei Codruța Căveși contra României. Am zis, iată, ocazie să vorbim despre drepturile omului, despre justiție. Și am zis, hai, îndrăzniți. E adevărat, n-am scris de dimineață când am aflat despre știrea asta, am scris doar după amiază spre seară. Deci, acum 2 ore. N-am găsit decât câteva reacții în care oamenii au zis că fie nu sunt pregătiți să vorbească la tema asta, fie sunt ocupați sau ocupate persoanele pe care le-am contactat. Și asta m-a descurajat. Pentru că, oameni buni, nu-i materie superioară nici Curtea Constituțională, nici Curtea Europeană a Drepturilor Omului. E vorba de drepturi fundamentale. România a fost găsită vinovată pentru încălcarea articolului 6 din Convenție și articolului 10, care nu înseamnă decât accesul la o justiție echitabilă și accesul la liberă exprimare, libertatea cuvântului. S-ar părea drepturi fundamentale, deci primele 10 articole din Convenția Europeană, cum ar veni baza democrației, cele 10 porunci, ca să zic așa, ale Consiliului Europei pentru cetățenii săi. Și, de fapt, convenția aceea nici nu e foarte mare. Mai are vreo 5 articole și gata, s-a terminat. Mai este acolo libertate de întrunire, articolul 11. La articolul 12 nu mai știu ce e libertate de confesiune, probabil. După aceea e dreptul de a nu fi discriminat și cam gata. Deci, nu e mare lucru de învățat în viața asta, dar sunt chestii esențiale să știi drepturile tale fundamentale. Nu mai spun că în primele 5 articole e dreptul la viață, e dreptul de a nu fi torturat, niște drepturi absolute, necondiționate, nu ca libertate de exprimare, că ăsta ai un pic, dar dacă ataci drepturile altora, dacă inciți la ură, la violență, atunci gata, n-ai voie să te exprimi. Tortura e total interzisă, oricui să tortureze pe cineva în orice circumstanță și dreptul de a lua viața cuiva ca pedeapsă tot e interzisă prin lege și iată, chiar dacă prevede legea penală a vreunuia dintre statele europene pedeapsa cu moartea, s-a impus moratoriu și iată, deja de zeci de ani nu se mai aplică pedeapsa cu moartea, cel puțin pe continentul european, și asta mi se pare un mare progres. Pentru că s-au demonstrat de atâtea ori, justițiile sunt șchioape, nedrepte, oarbe. Și mai greșesc. Și las că ai greșit atunci când l-ai băgat pe om la pușcărie un pic sau ai aplicat o amendă. Dacă îngreșești și îl condamni la moarte, nu e așa că greșeala e ireparabilă. Și de asta e foarte bine că s-a interzis pedeapsa cu moarte. Dacă vrea cineva să participe cu mine în discuție, puteți să scrieți mesaj privat pe Messenger, pe Facebook. Și fie vă sun pe Messenger ca să vă aud, fie vă dau link, iată, la acest dialog Jitsi ca să intrați în direct cu mine cu camera web, sau, de asemenea, mă puteți suna direct pe Viber cu numărul afișat pe ecran și îl verific acum, da, e numărul meu cunoscut de 17 ani de toată lumea, sau pe Skype, mă numesc curaj.net sau tot Oleg Brega, la fel cum sunt și pe Messenger. De asemenea, puteți comenta pe chat opiniile mele, transmițând opiniile voastre sau punând întrebări suplimentare, să se știe, nu sunt nici eu jurist, dar mă pricep la drepturile omului, chiar reprezentându-mă pe mine sau pe alții ca mine, am câștigat câteva dosare la Curtea Europeană împotriva Republicii Moldova, de acolo de unde îmi trag obârșe, acolo unde m-am născut și am trăit primii 35 de ani din viața mea, ca să zic așa, întâi în componența URSS și după aceea în Republica Independentă Moldova. Ei bine, pe timpul URSS în Constituție scria că drepturile omului sunt foarte importante și ne sunt apărate, dar nu prea
era apărată libertatea de exprimare, dacă îndrăzneai, de exemplu, să trimiți o scrisoare lui Brejnev, care atunci conducea Uniunea Sovietică, nu era dictator, ci era, ce să numesc, secretarul general al Partidului Comunist. Deci era unul dintre un colectiv mare, nu e așa? Se părea că e democrație mare în Uniunea Sovietică. Ce pățea omul, consăteanul meu, de exemplu, Gheorghe David, care a făcut o astfel de îndrăzneală să-i scrie lui Brejnev că nu se trăiește atât de bine cât se spune la televizor. L-au băgat la psihiatrie, la tratament forțat și a stat omul închis pe la Dnepropetrovsk, într-un spital special pentru disidenți politici. Și în timpul Republicii Moldova, deja independente, omul a zis, păi stai, i-ați reabilitat pe toți care au fost deportați pe timpul lui Stalin, pe toți care au fost persecutați pe timpul lui Lenin sau Hrușciov. Dar și eu am fost victimă politică, a scris chiar un articol, cum am stat închis sau ceva, cum am fost nebun, ceva de felul ăsta. Și a zis, păi ar trebui și eu să fiu reabilitat. Și statul independent Republica Moldova în anii 90, ce credeți că i-a făcut disidentului sovietic de la Pepe Însângerei? L-a băgat din nou la psihiatrie, din nou la tratament forțat. Și abia după ce a ieșit de acolo, omul a găsit un avocat, un jurist, a scris plângeri în instanțele interne, pentru că așa e procedura, trebuie întâi să epuizezi instanțele interne, după care a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a câștigat. E adevărat, cu prețul vieții, pentru că a durat prea mult procedura și în vara în care el a învins împotriva Republicii Moldova, a și decedat și n-a apucat victorie. Probabil doar a auzit că va câștiga, că e pe cale să învingă, dar satisfacția democrației, a victoriei, a dreptății, n-a reușit să o aibă, pentru că n-a... Instanța europeană e cam sufocată de dosare și se mișcă agale, judecătorii și alți angajați de acolo au salarii europene și o duc bine, nu-i prea există termene limită și se conduc după așa numitele termene rezonabile și iată de ce în cazul lui a durat foarte mult. Pe când în cazul Codruței Căveșii, fosta procuroare șefă a Direcția Națională Anticorupție, așa numitul DNA, care a fost destituită din funcție de către Ministrul Justiției, care a inițiat procedura, dar după aceea s-a ajuns și până la Curtea Constituțională și la decret prezidențial de destituire din funcție, președintele Iohannis se pare că a fost obligat de o decizie obligatorie a Curții Constituționale. În cazul ei a durat foarte puțin, vreo 2-3 ani, nu? De când a fost destituită. Între timp, spre deosebire de Gheorghe David de la mine din sat, ea a fost numită șefă a procuraturii, a parchetului european. Uniunea Europeană a început să-și facă un parchet anticorupție și a numit-o pe ea, care a fost destituită în țara ei ca nefiind bună, nefiind profesionistă potrivită, a fost numit în fruntea acelui parchet ca să-l constituie și să-l pună pe roate. Așa cum se pare, tot ea a contribuit la constituirea DNA. Chiar dacă el exista anterior cu alt nume. Din câte știu eu, pentru că sunt de vreo 3 ani doar în România și nu urmăream foarte de aproape realitățile de aici. Deci, iată, dosarul ei a durat mai puțin, s-a examinat mai repede la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a prins-o în viață și încă în funcție călare pe cal alb. Acum, probabil nu va cere să fie restabilită în funcție, chiar dacă încă nu a fost numit un procuror șef la DNA și se mai desfășoară încă concursuri, încă nu se știe cine deține puterea, majoritatea în Parlament o are PSD-ul, care a destituit-o pe Laura Codruța, iar guvernarea o exercită un guvern minoritar penelist. Dar ea nu cred că își dorește să revină în fruntea DNA. E foarte posibil să-și dorească niște despăgubiri de la guvernul României pentru faptul că a fost destituită din funcție ilegal, i s-a încălcat și dreptul la justiție, pentru că n-a avut posibilitate să conteste verdictul dat de Tudorel Toader, ministrul justiției. Și s-a constatat cu ocazia asta că și Curtea Constituțională a României a dat un verdict total politic și agramat juridic dacă a ajuns România, iată, azi sau ieri să fie condamnată la Curtea Europeană. Așadar, o ocazie pentru noi toți să ne întrebăm
cât mai tolerăm o astfel de justiție politizată sau incompetentă, cât mai tolerăm o astfel de mixtiune a politicienilor în puterea treia judecătorească, inclusiv în Curtea Constituțională, care ar trebui să fie arbitru chiar și pentru jucătorii politici și pentru instituțiile statului. Dacă vreți să participați cu mine în discuție, v-am spus cum mă puteți accesa, direct sau indirect, scriindu-mi un mesaj privat. Dacă doar vreți să comentați, îndrăzniți, scrieți comentarii. Deocamdată domnul Marian Oprițescu mă salută și mă bucur. Cineva îmi scrie pe Skype, dar nu înțeleg ce îmi transmite omul pe Skype. Înțeleg că e ocupat, ăsta era mesajul lui. Și asta înseamnă că nimeni deocamdată nu își dorește să polemizeze cu mine. Toată lumea e de acord cu ce am spus eu până acum și mă bucur. Oameni buni, libertatea de exprimare e foarte importantă, e baza democrației, chiar dacă deranjează sau chiar dacă nu-i de acord cu părerea ta, o largă majoritate sau majoritatea absolută a oamenilor din jurul tău, totuși tu ai dreptul să exprimi opinii incomode, deranjante, șocante, poți chiar să critici foarte mult, mai ales politicienii. Nu e cazul Laurei Codruța, că nu despre asta a fost exprimarea ei, dar în rechizitoriu cel adus de Tudorel Toader, ea era criticată ca incompetentă și incompatibilă cu funcția ei pentru luările de poziție publică, pentru declarațiile ei, pentru conferințele de presă sau participările la televiziune, pe când și ea, demnitară fiind, e totuși protejată în libertatea ei de exprimare. Eu, ca cetățean, am mai multe drepturi decât ea, dar și ea nu e privată de acest drept fundamental. Libertatea de exprimare rămâne valabil și pentru șefii DNA sau șefii parchetelor sau șefii SRI-ului, de exemplu. Da? Deocamdată nu auzim opinii de la SRI. SRI-ul activează din umbră. Iar dreptul la justiție rămâne de asemenea un drept fundamental, chiar dacă ești rege, moștenitorul coroanei regale, dacă ești principe sau bolnav de COVID, HIV pozitiv sau transgen și migrant, tot una ai dreptul la justiție. Toată lumea are dreptul la justiție și justiția trebuie să te trateze fără discriminare. Totuși, în dosarul Laurei Codruța Kövesi și am văzut că a fost respinsă pretenția că ar fi fost și discriminată. Deci articolul 13 nu a fost luat în considerație și România n-a fost acuzată, condamnată și pentru acest capăt de acuzare. Dacă m-am lăudat că am câștigat împotriva Republicii Moldova câteva dosare individual, reprezentând pe cineva sau făcând parte dintr-un grup reprezentat de niște avocați, deci sunt vreo 5-6 dosare Hyde Park contra Moldovei câștigate și unul sau două dosare Brega contra Moldovei, e adevărat că nu e vorba despre mine, e vorba despre fratele meu Ghenadie Brega, să mă laud acum că și împotriva României am făcut niște plângeri și tot așa am invocat articolul 6, articolul 5. Ar fi trebuit să invoc și articolul 3 cu interzicerea torturii și a relelor tratamente, dar cred că încă nu am invocat asta. Probabil urmează într-unul dintre dosare în care am fost cumva abuzat de către polițiști și jandarmi la Bragadiru, județul Ilfov. Două astfel de cazuri în care poliția și jandarmeria m-au amendat și mi-au limitat niște drepturi fundamentale, sunt deja comunicate Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva Guvernului României, pentru că așa se întâmplă
La CEDO nu te mai judeci cu jandarmeria, cu poliția, cu primăria, cu fratele care ți-a furat ficusul. Te judeci cu statul care nu ți-a respectat drepturi fundamentale. Și te judeci abia după ce consumi toate remediile, toate instanțele interne. Dacă e vorba de o ilegalitate gravă, o infracțiune, atunci te plângi la procurori, la parchet. Dacă e vorba de o contravenție, a pus muzica tare, de exemplu, sau te-a înjurat, te-a calomniat, te plângi la poliție și acele organe de drept trebuie să îți vină cu o soluție la problema semnalată de tine. Dacă nu vin cu o soluție, automat ți-au încălcat dreptul la justiție echitabilă. Da? Tu ai invocat orice chestie, știi, dreptul la proprietate sau dreptul la liniște sau dreptul la libertate. Sau dreptul la imagine, de a nu fi calomniat, de a nu se spune minciuni despre tine. Dar dacă justiția, poliția, procuratura nu ți-a făcut dreptate, automat se invocă și articolul 6 din Convenția Europeană, pentru că nu ai avut acces la o justiție echitabilă. Mai ales dacă răspunsul de la poliție sau ordonanța de la parchet e una negativă, deci ceea ce se numește neînceperea sau încetarea urmăririi penale. Și atunci te poți plânge superiorilor. În cazul unei amenzi, în cazul unui răspuns în doi peri de la poliție, poți să te plângi superiorilor din MAI, din poliție. În cazul parchetului, poți să te plângi la procurorul ierarhic superior, după care în instanță de judecată la un judecător de instrucție, se numește în Republica Moldova, dincoace e un judecător de cameră sau nu știu cum se numește, el nu contează. În instanță de judecată și ei sunt obligați în răspunsul pe care ți-l dau de la poliție sau de la parchet, trebuie să-ți spună și termenul pe care l-ai ca să contești decizia lor și instanța, instituția la care te poți plânge. Și deci, mergi în următoarea instanță. De regulă, pentru ordonanțe de neîncepere, după ce ai răspunsul procurorului ierarhic superior sau șefului acelei instituții, acelui parchet, te plângi la judecător și aceea e ultima instanță, decizia lui este definitivă și ai deschisă calea la CEDO dacă nu ți s-a făcut dreptate. În Republica Moldova s-a mai instituit, după judecătorul de instrucție, s-a mai instituit încă o etapă, poți contesta încheierea judecătorului de instrucție sau a judecătoarei la curtea de apel, un fel de tribunal, și abia acolo ai o decizie definitivă. Când ai decizie definitivă de judecată, poți să te plângi la CEDO și să invoci epuizarea tuturor căilor de atac, dar în maxim 6 luni de când ai acea decizie, de când ți-a fost comunicată. Pentru că, iată, am o decizie de la tribunalul Ilfov din iunie și încă nu mi-a fost comunicată. Și eu știu decizia, că e negativă, așa scrie pe site, că e negativă, dar eu nu am motivare, nu am argumentele de acolo și eu încă nu mă pot plânge la CEDO. Sunt convins că Curtea Europeană o să accepte o astfel de plângere cu astfel de decizie, chiar dacă va trece nu doar un an, 2, 3 ani poate să treacă până când ei o să-mi comunice oficial decizia. Mai ales că eu am făcut demersuri la tribunal și am zis, vă rog să urgentați redactarea deciziei, vă rog să urgentați redactarea deciziei. Și decizia e pe unul dintre cazurile care vă spuneam când am fost abuzat la primăria Bragadiru și abuzul ăsta l-am semnalat și la parchetul Cornetu, iar aceia m-au trimis la plimbare. De altfel și hotărârile primei instanțe, instanțe de fond, tot a fost redactat în mai mult de jumătate de an, ca să vă dați seama cât de prost funcționează instituțiile judecătorești la noi. Și cel puțin, dincolo de Prut, în Republica Moldova, a fost instituit, a fost votat, nu știu, acum vreo 8, 9, 10 ani, o lege, numărul 87, prin care se pedepsesc instituțiile de stat. Se poate trage în instanță Ministerul Justiției, ca reprezentând statul, dacă nu se execută hotărâri judecătorești sau dacă se tergiversează procesele de judecată peste un termen rezonabil și sunt chestii interpretabile, termenul ăsta rezonabil. Eu știu, Curtea Europeană poate să zică un dosar foarte complex, penal de exemplu, termen rezonabil ar fi să fie examinat în 3, în 5 ani. Un caz civil sau unul contravențional, termen rezonabil ar fi să se examineze într-un an sau doi.
chiar acum recent am acționat Republica Moldova în baza acelei legi, guvernul, Ministerul Justiției l-am acționat în judecată în baza acelei legi, dar dată fiind situația asta de urgență, situația asta dificilă, încă nu am comunicare că dosarul ar fi fost pus pe rol și e adevărat că eu încă nici nu am trimis decât pe internet hârtiile, plângerea și cu documentele atașate, dar oricum ei ar fi trebuit să înregistreze. Deocamdată nu am nicio dovadă și iată în felul ăsta se desfășoară totuși în Republica Moldova. Ba, prin legea aceea scrie că o astfel de acțiune civilă împotriva Ministerului Justiției în baza legii 87 trebuie să se examineze în maxim 3 luni. Dar de regulă durează mai mult de un an și poate să dureze și 3 ani acțiunea asta, dar abia după aceea se deschide calea la CEDO, dacă nu se execută sau dacă se tergiversează procesele de judecată. Aici în România n-am auzit despre așa remediu, dar poate există în codurile de procedură civilă și penală, poate există termene rezonabile și alte portițe conform cărora poți să ajungi să te plângi la CEDO dacă dosarul tău se tergiversează sau dacă o hotărâre de judecată favorabilă ție nu se execută pe motiv că ți se încalcă drepturile omului. România poate fi acționată în judecată chiar dacă nu are legislație pe un anumit domeniu în baza articolului 20 din Constituție care spune că în materie de drepturile omului dacă legile interne românești intră în contradicție cu convenția, atunci deasupra lor stă convenția europeană. Iar în Republica Moldova, tot așa, pot să acționeze statul în judecată, chiar dacă nu există legi pe un anumit domeniu sau legile cele intră în contradicție cu convenția, în baza articolului 4 din Constituție, care tot așa spune, în materie de drepturile omului, legislația națională, inclusiv Constituția, se subordonează normelor internaționale. Tot în materie de drepturile omului, nu orice lege se subordonează normelor internaționale. Așadar, cetățenii și chiar necetățenii rezidenți în Republica Moldova și România se pot adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea unor drepturi fundamentale și împotriva României și împotriva Republicii Moldova, pentru că ambele țări fac parte din Consiliul Europei, au ratificat Convenția Europeană și s-au angajat să respecte drepturile fundamentale, la fel cum au făcut alte 45 de state de pe continentul european, inclusiv uriașa Federației Ruse, inclusiv aproape europeana Republică Turcă. Din Consiliul Europei a fost izgonită pentru încălcări frecvente, abuzive ale drepturilor omului. Republica Belarus, de când a venit Lukashenko la putere și de când și-a omorât oponenții politici, de atunci Republica Belarus, chiar dacă geografic se află pe continentul european, nu face parte din Consiliul Europei și cetățenii ei nu se pot plânge împotriva Republicii Belarus la Convenția Europeană, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru că Consiliul Europei nu are putere, nu are putere de convingere asupra guvernului, asupra președintelui Lukashenko. Situație similară e și cu Federația Rusă. Pentru încălcări frecvente, mai ales pentru faptul că au abuzat o altă țară a Uniunii, a continentului european, a Consiliului Europei, vorba de Ucraina, când le-a luat Crimeea, când le-a ocupat câteva raioane din estul Ucrainei, atunci s-a suspendat dreptul de vot al Federației Ruse în Consiliul Europei și alte sancțiuni s-au mai impus. Totuși, Federația Rusă încă nu a fost oprită de la dreptul de acces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, chiar dacă foarte des se întâmplă ultima vreme că Rusia refuză să execute decizii CEDO. Totuși, cel puțin banii îi plătește chiar și când din Republica Moldova mai mulți cetățeni s-au plâns că li se încalcă drepturile pe teritoriul Republicii Moldova, dar în partea stângă a Nistrului, controlată de autorități separatiste, loiale
Federației Ruse și unde activează armata rusă de ocupație. Federația Rusă a fost găsită vinovată, inclusiv Republica Moldova, și Federația Rusă a plătit despăgubiri pentru încălcarea drepturilor unor cetățeni moldoveni pe teritoriul țării lor, dar iată, Federația Rusă a fost găsită vinovată pentru faptul că ea susține regimul separatist de dincolo de Nestru. Deci astfel funcționează drepturile omului în Europa, nu doar în Uniunea Europeană, ci și pe tot continentul european, de la Atlantic până la munții Ural și dincolo, chiar și în Caucaz, da? Și Georgia, și Armenia, și Azerbaijan fac parte din Consiliul Europei și sunt semnatare, țări semnatare ale Convenției Europene. Deseori, Azerbaijanul e condamnat pentru încălcarea drepturilor opozanților politici. Se pare că Georgia și acum e o țară asociată cu Uniunea Europeană, da? S-ar părea că e hăt departe de Uniunea Europeană, dar Georgia, Ucraina sunt țări sau cel puțin fac parte din parteneriatul estic. Republica Moldova știu sigur că e asociată de vreo 5 ani. Nu sunt sigur despre Georgia. S-ar putea tot asociată să fie și Ucraina. Până acum toată lumea doar m-a salutat, dar nimeni nu și-a manifestat intenția să participe cu mine în emisiune. De aceea vă anunț că la jumătate de oră de când am început să melețez, mi-am cam epuizat opinia despre tema abordată. Continui să fiu dezamăgit că oamenii în jurul meu, în țara asta, nici atât cât mine, nu știu principii despre drepturile omului sau n-au păreri despre asta pe care să le exprime public. M-aș fi bucurat, eu știu, să polemizez dacă se întâmplă, vi se pare că spun tâmpenii, sau m-aș fi bucurat să-mi îmbogățesc cunoștințele din ceea ce știți voi, m-aș fi bucurat să aud și opinii greșite de la voi, dar să vă văd că vă îngrijorează, că vă preocupă drepturile omului. Dacă n-a fost să fie, asta e situația, probabil ne merităm soarta. Cât timp noi nu ne cunoaștem drepturile, oricine e tentat să ni le încalce, mai ales dacă poate. Dacă are bani, putere, va fi tentat să ne încalce drepturile fundamentale, pentru că e mai ușor de exploatat pe cineva fără să-i plătești salariu, fără ca să-i faci contract, fără ca să îi dai voie să-și facă sindicat, fără ca să-i dai voie să te critique. Dar astea toate sunt drepturi fundamentale, protejate de lege. Și dacă noi nu le cunoaștem, atunci tolerăm încălcarea lor. Primul pas spre respectarea drepturilor noastre e să cercetăm și să le cunoaștem. V-am zis, citiți Convenția, 15 articole, o găsiți oricând pe internet, în orice limbă accesibilă vouă. Citiți Constituția, măcar la articolele, la capitolele despre drepturi fundamentale. La fel cum îi sfătuiesc pe credincioși să citească cărțile lor considerate sacre, sfinte, și de acolo s-ar putea să afle ceea ce nu li se spune de la biserici, din locașele de cult, și am speranță că o să ajungeți și voi atei, agnostici, sceptici ca mine. Tot așa pe oamenii curioși îi sfătuiesc să citească Convenția și Constituția, pentru că s-ar putea să descopere că în lege scrie că sunt, că sunteți liberi și că aveți drepturi și puteri. Atât a fost. Asta am avut de spus. Eugen Trif, dacă îți pare rău că nu intră nimeni, de ce n-a intrat dumneata până acum? Omul se arată nedumerit că de ce n-a intrat nimeni. Uite, așa se întâmplă că toată lumea crezi că eu, dar de ce să mă bag? Eu că o să se bage altul. Și în felul ăsta fie se bagă
obraznice neaveniții în orice treburi, în viața politică, în viața publică, în discuții pe internet. Cel mai convins că deține adevărul e cel care e semidoct, e dezinformat sau e troll plătit ca să manipuleze. Și în felul ăsta stăm și ne uităm în spațiu public, în dezbateri, la televizor, pe internet sau în poiana lui Iocan, asistăm la polemici între proști și ne gândim, ba, eu aș spune mai bine, dar dacă s-au băgat ei, mai bine v-ați fi băgat, mai bine ați fi participat. Pentru că în felul ăsta vi se dresează papagalul și știți să vorbiți public. Pentru că în felul ăsta vă verificați cunoștințele. Pentru că îți pare că le știi pe toate, dar când deschizi gura, nu mai găsești cuvintele, nu mai găsești argumente și îți dai seama că trăiai într-o iluzie și erai convins că le știi pe toate și de fapt nu prea le știai. De aceea, Eugen Trif, care regret că n-a intrat în direct, altă dată să nu mai eziți, să te bagi, să participi, pentru că e o impresie greșită că cine nu face nu greșește și doar cine face greșește. Poți să faci chestii bune și să le faci bine și poți să nu faci, să nu mergi la vot, de exemplu, și să câștige Gabriela Firea, cum s-a întâmplat aici în București. Sau în sectoarele capitale. Toate sectoarele capitale sunt controlate de către primari PSD, niște demagogi, niște impostori. Chiar azi mă uitam la transmisiunile în direct ale unuia dintre ei și am văzut că e un impostor care din banii publici face campanie electorală toți 4 ani de mandat. Campanie electorală, spălare de creier. A scos zeci de oameni angajați ai primăriei, pe banii primăriei, cu mașinile primăriei, cu simbolurile lui electorale. I-a scos în stradă, i-a filmat cu dronă, i-a filmat cu camere, steadicam, tot ce vrei, pentru spotul lui electoral. Oamenii merg ca roboții, ca tâmpiții, ca idioții, coloană și toți merg cu pulverizatorul și dezinfectează strada. Ca să dea bine la cadru, dar era absolut aberant, e absolut idiot. Cartierul acela de sute, mii de hectare trebuie acoperit peste tot dacă te-a pus să dezinfectezi strada. El i-a băgat pe toți într-o intersecție, 200 de oameni, și merg toți în rând și unul după altul dezinfectează strada. Absolut idiot! Oamenii cu un pic de simț de rațiune și de atitudine critică își dau seama ce impostorie. Oamenii neinformați, ignoranți, se uită și zic, oh, bravo, uite, a făcut, s-a dat la televizor, s-a văzut pe internet. Și grav. Alt impostor din sectorul în care trăiesc eu acum, în drumul taberei, a luat elicoptere și a stropit eu nu știu cât apă oxigenată poți să bagi într-un elicopter. Câți metri pătrați poți să stropești cu apă oxigenată din elicopter? Și ce problema e în trotuare, ce eu mă duc și iau COVID de pe jos, de pe praf, de pe copaci, de pe coroana copacilor, că e deja primăvară și copacii sunt verziți. De pe capota mașinii, de pe troleibuz, că el din elicopter a stropit orașul cu apă oxigenată. Când COVID-ul e aici, în casă, pe masă, unde a venit și a mai pus cineva mână, sau eu am primit coletul, sau vin de la magazin și am pus mâna pe masă și clanța ușii e contaminată, nu? Nu mai zic de instituții, chiar aici, în scara blocului, căsuța poștală, chiar și aparatul acela de la primărie au venit și au instalat dezinfectant. Și e gol. Deja de la început e gol. Evident, ei l-au făcut de arătat la televizor. Acum când apeși, constați că e gol. Dar ai luat deja niște COVID de la cineva, probabil. Și acolo elicopterul nu vine, nu ajunge. Dar el nici n-avea nevoie. El l-a filmat, l-a arătat la televizor și acum sunt gherete în tot sectorul în care rulează filmulețul lui, gherete întreținute din banii noștri, la care oamenii nu au acces pentru că tot timpul e închis, în schimb arde lumina și televizorul e pornit și rulează doar un clip scurt despre cum funcționează acest serviciu al lor și după aceea imagini cu primarul care a făcut iată așa e spravă.
din banii noștri suntem prostiți. Și tare mă tem că oamenii vor merge și îi vor vota tot pe ăștia. Mai ales că legea nu s-a schimbat și iese impostorul cel mai convingător din primul tur. Iar alții care vin mai buni și care n-au reușit să se înțeleagă și să facă o alianță ca să-i facă opoziție impostorului, rămân pe locul 2 cu 1-2 voturi în urmă și gata, nu ajung primari, rămân eventual în opoziție în Consiliul de Sector sau în Consiliul Municipal. Și acolo strigă, zbiară în gura mare. E impostură, e demagogie, e jaf la drumul mare. Nu-i ascultă nimeni, nu-i aude nimeni și e foarte grav. Cam atât am avut să vă spun. Deja câta oară zic, m-am mai uit odată la comentarii. Domnul Vasile Simionese vrea să intre cu mine în direct. Hai, dar îi mai dau omului o șansă. Îl sun chiar acum sau... îl sun, da. Să se audă măcar. Altfel va trebui să-l invit să-i fac acces aici. Da, domn primar, bună ziua. Bună ziua. Dacă vreți să intrați și cu video, vă dau un link. Acum aș va trebui să instalați o aplicație sau să mă sunați dumneavoastră pe Viber, pe Skype. După cum e afișat pe ecran. Dar așa doar audio să vă aud. Da. E bine cu audio sau luați linkul pe care v-l-am dat acum sau intrați pe Viber și pe Skype să vă văd? Da, ulterior. Domnul Oleg, am vrut să vă recomand, să vă spun, să vă rog, cei care vă urmăresc și în special cei a căror drepturi le sunt încălcate și nu s-au adresat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cei mai mulți sunt descurajați în legătură cu faptul că atunci când ajung la avocați le cer sume fabuloase pentru servicii, pentru unei cereri. Și nimeni nu garantează că o să câștige la CEDO pentru că de regulă 95% din cereri sunt respinse. Da. Tocmai de-aia cred că ați face un lucru bun, la cât pionerat, la cât muncă depuneți dumneavoastră, să-i ajutați, să le spuneți cum se face o cerere evitând avocații. Ok, eu le spun, dacă când omul chiar are cunoștințe juridice minime sau nule, degeaba le vorbești că nu înțeleg nimic și oricum o să scrie o poveste lungă pe care o să o trimită la CEDO, că îi dau adresa și de acolo o să primească invocarea articolului 34 că, nu știu, n-a consumat instanțele interne sau nu a argumentat sau primește pachetul cu formularul de cerere și omul nu mai trimite nimic înapoi, că e satisfăcut că a primit o răspuns de la CEDO. Eu am întâlnit foarte mulți oameni ale căror oameni au epuizat toate instanțele din Moldova. Când au ajuns, au vrut foarte mult să facă o cerere la CEDO, dar în urma adresării lor la avocați, avocații le-au cerut sume fabuloase și ei au refuzat, au renunțat. Da, avocații ar putea să facă o bună școală și ar putea să facă și chiar bani buni învățând meseria, învățând subtilitățile CEDO și luând bani puțini și având mai mulți clienți la CEDO. Eventual după aceea să negocieze din câștigul de la CEDO să mai împartă din venituri. Dar așa ei preferă să aibă vrabia în mână și nu cioara de pe gard. Iau o sumă enormă de la primul client pe care l-au primit și după aceea nu mai au clienți pentru că, evident, nu câștigă la CEDO sau dosarul se întinde. Na, sunt hapseni și avocații. Eu dacă aș fi avut studii juridice, aș fi luat sume simbolice sau chiar pro bono aș fi reprezentat oamenii la CEDO. Chiar am reprezentat o femeie violată, am scris la CEDO, dosarul a fost acceptat, a fost pus pe rol, comunicat guvernului și după aceea li s-au cerut detalii și eu le-am zis, oameni buni, apelați la un avocat. Și avocatul le-a luat o grămadă de bani pentru ultima scrisoare trimisă la CEDO. Și eu nu le-am cerut și nu le-am luat nimic. Da. E în breasla asta avocaturii este o
speță de golănie crasă. Deseori în avocatură vin foști procurori, foști judecători, Da. Și certați omul cu legea. păcat că oamenii nu au un instrument cu care, pe care să-l folosească și care, cu care să ajungă cu ușurință la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și în felul ăsta, chiar dacă vieții oamenii au drepturile încălcate și ar avea dreptate, nu are cine să-i ajute. Sunt sigur că foarte mulți au rămas cu dreptatea în sertarul lor acasă sau la sistemul golănesc din Moldova. Și s-ar părea că e atât de ușor, site-ul e accesibil, e și în limba română sau în orice limbă de circulație europeană. Formularul tot e intuitiv și simplu, dar oamenii nu au cunoștințe chiar minime, elementare de drepturi. Habar n-au ce înseamnă continuitate sau cum acolo, respectarea termenelor. Și e adevărat că unii șmecheri în instanțe te fac să pierzi termenele și după aceea cu termenul nerespectat e ratat și dosarul. Da. Da, așa este. Dumneavoastră înțeleg că v-ați plâns și ați câștigat, dar chiar recent, vreun an în urmă, ați câștigat la CEDO, nu? Nu, în ianuarie, pe 7 anul ăsta, Acum, 2020. da, recent. Aha. Dar Da. încă n-ați primit nici banii. Am primit și banii. Dar cum? Au trecut 6 luni, încă nu. Cum de? De regulă, guvernul ultima săptămână dă banii. În 3 săptămâni mi-au comunicat să semnez acordul și într-o lună am luat și banii. Fain. Ce prietenos guvern. Nu știa că vine criza și că o să aibă nevoie de bani pentru fontane și pentru ce mai, și pentru memorial. Da. Dar dumneavoastră ați câștigat pentru că v-au dat afară din funcție sau că v-au inventat un dosar penal, dacă nu greșesc. Da, 6 cauze penale am inventat. Oho, ha. Când erați primar în satul Bălăsinești, raionul Da, Briceni. Parcă și mi-amintesc, da. Că am făcut și interviuri cu dumneavoastră despre asta. da, i-au comasat, au făcut o singură cauză din 6 cauze penale și m-au condamnat și m-au lipsit de dreptul de De a candida. funcții de demnitate publică. Deci cu repercusiuni mari. Și Da. suma e mare care o plătit-o guvernul, nu? Da. Mai mult de 10.000. Da. Da, pentru că eu, cu așa impact asupra destinului omului, destinul politic, mi se pare normal să... Acum am făcut o cerere la Curtea Supremă. Să răspundă cei care sunt vinovați. Da. Corect? Și să mă reabiliteze. A, ok, da, ca să puteți candida măcar la următoarele alegeri, care vor fi peste 3 ani cel puțin. Da. Asta e situația. Bun. Mulțumesc că ați intervenit, măcar așa cu audio. Expertiza dumneavoastră este extraordinară. Ținem legătura și... Mersi frumos, vă doresc o seară frumoasă și aveți grijă de dumneavoastră și toate bune. La revedere! Respect. Mi-a mai cerut link sau m-a mai sunat colegul meu Eugen Trif și am dat link aici la Jitsi, dar văd că nu a intrat. Fie că nu se descurcă, fie că insistă să vorbească cu mine pe Messenger, de aceea probabil o să-l sun pe Messenger să văd ce zice măcar pe audio. Da. Toată lumea, după cum vedeți afișat pe ecran, mă poate suna direct pe Viber sau pe Skype, fără ca să mai aștepte să sun eu înapoi. Eugen, ai vrut să intri în direct? Am vrut să intru, dar pe aplicația care mi-ai trimis-o Pe nu Jitsi pot, nu nu poți, am. nici pe Viber, nici pe Skype. Ok. Da, dacă poți pe Ok. Viber, Skype, e cum afișat pe ecran. Curaj.net sau cu numărul de Viber. Și atunci mă sun dumneata și te văd la cameră. Dacă nu, rămâi și vorbești așa audio cum a vorbit și fostul primar de Bălăsinești. Te sun atunci pe Skype. Ok, aștept apel pe Skype. Deci eu când credeam că emisiunea gata se închide, dar se pare că unii abia acum au prins curaj, ca să zic așa.
Și Eugen zice că s-a așteptat că cei cu cunoștințe majore despre aceste legi să intre și să dureze această dezbatere cel puțin 2 ore. Se pare că acei cu cunoștințe majore nu ne ies în cale sau nu au curaj să vorbească, țin la secretul. Eugen Trif, nu e bine. Trebuie să mă sun pe alt Skype. O, dar de unde ai Skype-ul ăsta? Ciudat. Pe ecran e afișat Skype-ul curaj.net. De ce mă sun pe inamicul public? N-am înțeles. Am să încerc eu să-l găsesc. El mă sună pe Skype-ul inamicul public. Am să văd dacă-l găsesc. Trif Eugen. L-am găsit. Să-l sun eu. Și să vedem dacă poate intra în emisiune. Alo? Alo? Da. Nu știu de unde ai luat nota Skype-ul cel la inamicul public, eu te așteptam pe cel afișat pe ecran, curaj.net. L-am găsit. Ok. Da, e adevărat că și acolo apar cu numele meu. Bun, ești în direct, cuvântează. Zici că te așteptai să intre alții mai experți, dar ai văzut că au stat toți deoparte. În primul rând vreau să salut pe toată lumea care se uită sau care se va uita, știu eu, mai târziu. Da, de Și regulă puțin se uită în direct, mai mulți privesc înregistrarea, da. într-adevăr, mă așteptam să intre cineva și chiar și din Partidul Verde, care are mult mai multe cunoștințe despre tot ce înseamnă drepturile omului, tot ce înseamnă încălcarea drepturilor omului, tot ce înseamnă decizii din astea luate aiurea de CCR-ul nostru și așa mai departe. Dar na, rămân un pic uimit că treaba asta nu trece un pic așa, nu știu cum să zic, nepăsător sau nu știu. Pe când Nu știu de părerea ce mea. se consideră că în partidul nostru cel mai important e lupta pentru păduri, pentru mediu sănătos, pentru curățenie, când componenta drepturilor omului mi se pare la fel de importantă, o a doua jumătate a ideologiei verzi europene. Păi eu mai aveam o vorbă înainte, care o mai, sau nu o vorbă, un mesaj mai bine spus. Mai întrebam pe grupul format pentru Partidul Verde de diaspora, de Germania, și în care mai întrebam la un moment dat, tot verzi, tot verzi, adică după mine, nu neapărat trebuie să lupt, să nu tai copacul, să nu omor gândacul, să nu omor albina sau așa mai departe. Și, cum ziceam, este foarte important și treaba să fii verde la cap, să ai o altfel de gândire, o altfel de abordare, o altfel de a pune punctul pe i. Dar vezi că sunt multe sensuri pentru verdeața asta. Poți fi verde la cap, adică necopt, tânăr și nepotcovit, sau poți să fii și mai rău. Verde din ăla, neonazist legionar. Deci e cu nuanțe verdeața asta. Dar eu acum mă refeream doar la partea benefică, adică să fii verde, Ecologist. Ok. să iei lucrurile exact cum ar trebui să le iei, așa în litera legii și în aplicarea ei în cele mai mici detalii. Chestia asta cu decizia de la CEDO, cred că, sau cum să mă exprim acum, prin această decizie dată împotriva Prin această condamnare, să zicem pe șleau, că România a fost condamnată. cred că ar trebui să plătească toți membrii CCR-ului, nu numai cel care e președintele CCR Dorneanu sau cum, nu Dorneanu, în fine, îmi scapă numele. Dar nu mai știu cine e acum. Atâta e de important, de îmi scapă numele. Cred că el ar trebui să răspundă. Și părerea mea personală, nu vreau să, cum să zic, să-i schimb părerea altora, părerea mea personală e că acest om ar trebui să-i să deschidă și lui un dosar penal și cercetat și să vedem cum au ajuns ei această hotărâre. Atunci, Păi când se vezi făceau că
La asupra fel lor. ca domnul Asimionesei din Republica Moldova, și Laura Codruța Kövesi e posibil să adreseze în instanță nu doar pentru recuperarea prejudiciului și a veniturilor ratate din salariu și ce mai avea ea acolo, ci se va adresa în instanță și pentru găsirea vinovaților pentru asta. Eu cred că ea e capabilă și din funcția pe care o deține și din calitatea ei de cetățean cu studii juridice. Deci e foarte posibil să pună organele de drept la treabă. Dar atunci din pensia aia lui specială a președintelui CCR-ului, din pensia lui specială, cred că ar trebui să plătească niște daune enorme. Pardon, cel puțin pensia lui aia specială pe vreo 20 de ani. Cred că ar trebui să o plătească. Pentru aceste împreună, ca să nu uităm și pe capul răutăților, pe Tudorel Toader. Deci să nu uităm nici pe el cu evaluările lui. Să nu uităm. Da, Cred că că el și a lui. fost inițiatorul, el a venit cu rechizitoriul acela penibil. Da, atunci trăiam Inchiziția spaniolă. În vremea aia trăiam Inchiziția spaniolă, în care toată lumea făcea evaluare la toată lumea. E, să Deci. păstrăm totuși proporțiile și să nu exagerăm, da? Inchiziția spaniolă putea să te Hai, condamne fără niciun argument și să te bage pe rug sau la alte chinuri, pe când aici doar au dat-o afară din funcție. Crede-mă, e totuși diferență mare. Făceam doar, cum să zic, doar Că e la fel de revoltătoare și injustă, da, bine. Pentru că mai aud Deci. oameni spunând, oh, genocid, vorbind despre faptul că ne țin acum în casă, că e genocidul. Băi, înseamnă că habar n-ai ce e genocidul sau ai păreri greșite despre izolarea asta la domiciliu. Deci să păstrăm sensurile inițiale. Corect. Dar totuși, oamenii aceștia nu trebuie uitați. Nu, și, nu știu, după decizia asta, cred că și la Tudorel Toader ar trebui, nu știu, am înțeles că, din ce citeam și eu prin presă, mai înainte, așa, nu știu, e profesor la universitate, la Iași, la drept sau. Chiar rector auzeam că-i. Eu am Ei, fost dacă. la CUZA, dar nu el era rector atunci. Era altul cu care tot aveam cursuri și nu l-am văzut niciodată la ore. Tot așa avea și angajamente politice. Nu l-am văzut niciodată la ore și toată lumea a fost Cred pusă, că admis, promovat. ar trebui să-i să retragă și acei drept de a mai profesa, că după aceste evaluări am impresia că au scos pe bandă rulantă niște oameni care sunt pregătiți în ceea ce privește practicarea democrației în partea greșită. Dacă tu, ca rector universitar, tu faci asemenea abuzuri de încălcarea unor drepturi, adică te duci să faci evaluare la cineva care, cum să zic, care ăla cineva îți anchetează șeful. Adică mi se pare un pic Nici cam măcar el la. nu făcea, nici măcar nu făcea anchetă Codruța direct, ci erau niște procurori DNA care se ocupau cu asta. Ea avea doar funcția de manager DNA. Ei bine, Da. au Eu. hărțuit-o pe ea ca considerând-o principala vinovată. Ei aveau interes să o înlocuiască pe ea, ca din funcția ei să oprească dosarele penale. Dar uite că n-au reușit să le oprească și că săracul Dragnea stă la răcoare. Da, dar tot prin același punct de vedere a lor, că îi facem ei evaluare, o dăm jos din funcție ca să nu ne mai poată ancheta, odată ce ai lovit șeful, te-ai lovit pe toți. Adică, cum să zic, procurorul ăla simplu sau ce funcție are procuror care ancheta un anumit caz de cum să zic, de luare Corupție. Da, că DNA se ocupă de corupție. de corupție. Dacă ăla unul mic amărât, bai șamar de capul lui, să zicem, care nu știe nimeni că el anchetează cazul respectiv, vede că șeful lui, cel care se duce și dă raportul președintelui sau senatului sau știu eu, guvernului sau a cine dă raportul, îi trag la răspundere și dat jos. Atunci, cu ce curaj să mai duce ăla
să mai lupte cu infractorul când el știe că șeful meu a fost mazilit, a fost dat afară. Eu, pe mine mă bagă la închisoare urgent. Exact, a fost un semnal foarte descurajant pentru persoanele implicate în lupta anticorupție. Noi stăm și ne uităm pe Facebook și ne uităm la televizor și vedem că poliția sau jandarmeria sau cine mai are acum drepturi din astea de a îngrădi drepturile sau nu știu cum să zic, să duc și bat romii, să duc și bat alți oameni sau mai știu eu, atunci și, nu știu, stai și și e te foarte gândești ciudat că pe durata stării de urgență, nu știu de ce România a cerut de la CEDO suspendarea respectării drepturilor fundamentale. Și nu foarte multe țări membre Consiliului Europei au cerut asta, doar câteva din est, mai la est de România. Ce da. E descalificant. Înseamnă că avea de gând să ne încalce drepturi fundamentale, dreptul la viață privată, la proprietate și tot așa. Dezonorant pentru România. Iată, asta e una dintre gafele pe care le-a făcut actuala guvernare. Că altfel, mi se pare că au gestionat cât se poate de... Oamenii au la cap, nu se face așa ceva. Mi se pare că au gestionat cât se poate de corect criza asta și iată, avem rezultate mult mai bune ca Italia, Spania, Franța, poate comparabile cu Germania. Acum să zicem că se poate să da. Am gestionat foarte bine aceste situații, dar nu știu, eu am altă impresie. Dar bun, bătăile, violențele din scara blocului sau amenzile arbitrare, astea sunt de cercetat și sper, mai ales abuzurile cele de la Bolintin, Vale, neapărat trebuie să fie pedepsite și să nu se termine doar cu concedierea șefului celui de poliție care maltrata oameni întinși la pământ cu cătușe, mâinile la ceafă și el tot lovea în ei. Dar vezi că în filmările alea, eu m-am uitat, nu știu, de 100 de ori, cred că la filmarea aia în care oamenii aia erau culcați la pământ, sincer, șeful de post sau șeful poliției sau ce punct are el acolo, ăla da, îi dădea picioare în cap, că am vorbit exact ce vorbesc, exact ce am văzut pe frânturile alea de filmare, îi dădea cu piciorul în cap. Dar alți doi mascați erau la picioarele lui, unde administrau bătaie în tălpi, care bătaie în tălpi, nu te poți duce și să o cau, cum să zic, să te duci la medicul legist și ăla să constate că da, a fost lovit. Aia e o bătaie care nu... care lasă urme. Da, care nu lasă urme și da, care... Da, e tortură meseriașă, învățată la școala de torturi. Să spun acum concret, alt caz. Eu sunt în Germania și nu am putut să mă ocup. Iar cine trebuia să se ocupe, să zicem, nu a avut timp sau poate nu a mai avut chef sau poate... În fine, am un nepot, băiatul lui sora mea, care în România, într-o zi, a plecat de acasă, s-a dus în sat, în oraș, în orașul Blaș, unde pe drum a fost luat de cineva cu mașina. Ei, respectiva persoană care l-a luat cu mașina au constatat că nu mai are portofelul cu bani și cu acte și așa mai departe. O sunat la poliție și au spus că i-au fost furate. De cine au fost furate? De nepotul meu. A venit poliția, nepotul meu acum 2 ani era minor. A venit poliția, l-au luat de pe drum, l-au dus la secția de poliție din Blaș, l-au bătut bine ca să recunoască că el a luat portofelul. El nu a recunoscut pentru că nu a avut ce să recunoască pentru că el nu l-a luat. Dar în caz de tortură poți să recunoști orice, inclusiv că tu ai ars o perucă pe Ioana Darc. Dacă ești torturat de durere, poți să recunoști orice. Asta nu demonstrează că tu ai furat. Da, dar copilul nu a furat și nu a avut ce să recunoască. Și de asta l-au constrâns cu bătaia. Ei, fratele meu s-a dus, a mers la, ăsta cum îi spune, la secția de poliție la Blaș
Și acolo era de servici exact portarul sau ofițerul de servici, cum se cheamă, sau abar n-am ce punct, ce denumiri mai au acum, exact cel care era în ziua respectivă. Deci asta a fost diferență de 2 zile sau de 3 zile, nu mai știu, până când el s-a dus la secția de poliție în Blaj. Și eu cerut, că i-am spus eu, te duci la el și ceri să vezi dacă copilul a fost înregistrat când a intrat în secția de poliție. Bănuiesc că nu poți să intri sau nu poate să intre poliția aducând pe cineva fără să-l înregistreze, adică nu știu. În fine, totuși e o instituție a statului unde, să zicem, nu poți să intri ca la spital sau ca la farmacie sau... Egal. Ce vreau să spun? Nu era înregistrat. Am făcut, s-a dus la medicul legist. Medicul legist, când a auzit pentru ce îi trebuie certificat medico-legal, nu a vrut să îi dea. Până când nu am intervenit cu avocatul. La intervenția avocatului, atunci a trebuit să-i dea, pentru că deja nu mai putea să mai aibă cale de scăpare. Bun, i-au eliberat certificatul medico-legal, le-am înaintat, cum îi spune, dosar de cercetare penal la parchet și nici în zi de astăzi nu a venit un răspuns. Cei doi polițiști care l-au luat de pe drum, unul era din sat de la mine, din Bucel de Agrănoasă, celălalt era din satul vecin, i-au luat pe amândoi din posturile respective, i-au mutat pe unul la Blaj, la circulație, pe celălalt nu știu unde l-au mutat, dar chestia cea mai gravă sau cea mai importantă din tot acest angrenaj, după 3 zile, persoana respectivă care era cu portofelul a fost sunată de la poliție să îi se spună că portofelul i s-a găsit la magazinul Lidl din Blaj. Deci el a uitat acolo, a sunat la poliție că i l-a furat Bun, nepotului. dar nu trebuie să lăsați dosarul așa. Dacă l-au bătut, dacă aveți certificat medico-legal, insistați. Cereți de la parchet informații despre evoluția dosarului. Dacă primiți ordonanța, aveți termen, nu știu, 10-15 zile să o contestați. Dacă nu sunteți de acord cu ea, la șeful parchetului, după care la judecător și insistați să se facă justiție. Nu trebuie tolerat. Ei, și atunci, revenind la aceste încălcări grosolane de drepturi ale unei persoane, ce să facem? Să-l lăsăm pe Tudorel Toader și să predea mai departe în facultate? Nu cred, nu mi se pare normal. Din punctul meu de vedere. Atâta timp cât tu, cel care ești profesorul, sau cum să spun, să mă exprim altcumva, cel care îi îndrum pe următorii după tine, tu încalci legea, atunci cel care învață de la tine ce poate să învețe? Da, dar până la urmă, până unde se meargă pedepsele? Există pedepse cu închisoarea, cu amenzi, cu avertizări, cu Nu. privare de anumite drepturi și Pe mine nu asta mă. ce pedeapsă ar fi? Să-i luăm tăți, să-i confiscăm averile, să nu-i mai dăm voie să predea? El poate chiar ca profesor e foarte bun. Păi să fie, eu n-am treabă cu el, dar atâta timp când el e profesor și punerea în aplicare a ceea ce el învață pe alții o greșește, înseamnă că undeva nu-i bun. Da, Eu am pe văzut foarte mulți și profesori și studenți de la Iași care protestau împotriva reveririi lui la Cuza. Îi bănuiesc că nici ei nu protestau așa De acord. aiurea. Da. Bănuiesc că nu protestau aiurea. Dar vreau să spun că datorită faptului că el a fost ministrul justiției, în care el apăra pe președintele PSD-ului și făcea toate astea, plus de pe lângă asta, nu sunt sigur. Sau cum să sunt sigur, 1000% de procente
că tot el era cel din spate care îi spunea la Dragnea și la avocații care îl apărau pe el că să nu recunoaștem ăsta, cum îi spune, cu trei judecători, cum... Completul de trei judecători. Asta, completul de trei judecători, că trebuie de 5 sau că trebuie de 9 sau că trebuie de 21 sau mai știu eu ce... Ei nu erau de acord cu felul cum s-au ales completele de trei judecători, că trebuia să facă, nu știu ce, loterie, aleatoriu, chestii și de aceea, pentru că nu s-a făcut astfel de loterie, au zis să se anuleze toate deciziile tuturor completelor de trei judecători, pentru că au putut, au găsit chestia asta. Pe de altă parte, și justiția ar trebui să se facă conform legii, pentru că dacă se formează un astfel de complet într-un dosar care nouă ne convine, în următorul dosar s-ar putea să nu ne convină că s-a format ilegal, procedural greșit, un astfel de complet. Deci, na, e de discutat. Oricum, Eugen, mulțumesc pentru intervenție. Avem mai mult de o oră de când am început, de aceea... Bun, și eu îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să intru și să vorbesc, dar, cum ziceam, atâta timp să-mi închei ideea, că m-am plimbat un pic prin casă, că am rămas aproape fără baterie la telefon. Da, da. Să-mi închei fraza. Deci, atâta timp cât el îi lua apărarea unuia ca Dragnea, sau indiferent ce funcție să fie avută Dragnea sau oricare din partid, din PSD sau din PNL sau din UDMR sau mai știu eu din ce partid era, atâta timp cât tu ca ministrul justiției îi iei apărarea unuia care e corupt, cred că tu ar trebui să plătești și cu statutul tău ăla de rector universitar care îl ai, să fii pus pe linie moartă, și pe lângă asta cred că ar trebui să fie un pic nu știu cum, să fie și el un pic evaluat. Să vedem ce merite are și el. A ajuns rector universitar pe baza cunoștințelor sau a ajuns rector universitar pe baza altor constrângeri sau altor interese sau așa mai departe. Asta e părerea mea, că dacă îi facem proces și îl condamnăm și îl închidem ca și pe Dragnea, ce a rezolvat? N-a rezolvat nimic, că el stă. Bine, acum să zicem e privat de libertate și din astea, dar tot pe banii statului trăiește. Și după ce o să iasă, o să aibă pretenții politice și el, ca și Năstase, fost premier tot de la PSD, care a stat un pic închis, a scris niște cărți și a ieșit înainte de termen și acum are idei. Păi el fiind rector universitar pe la drept, poate cine știe, să pună și scrie o altă constituție stând în pușcărie. Bun, Eugen, mulțumesc pentru participare și mulțumesc tuturor celorlalți puțini care au comentat sau iată ca voi doi ați intrat cu mine în direct. Sper în alte zile, cum am zis și mai devreme, să aveți mai mult curaj și să participați de la bun început. Așa. Pentru că văd că ați avut ce să spuneți pe tema justiției și a statului de drept. Acum mi-am exprimat un punct de vedere. Nu am cunoștințe juridice, nu ce citesc și ce mă informez și eu de pe internet, din articole de presă, din indiferent de unde, atâta știu și eu, nu sunt un expert. Nici nu am făcut un documentar înainte să mă documentez, că doar ce am fost ajuns de la muncă și eu, înainte cu o jumătate de oră și cam atât. Ok. Noroc, numai bine. Sănătate.